Cele două formații își fac apariție pe terenul artificial al bazei Zimbru. În verde va juca Codru, de partea cealaltă echipament albastru închis pentru Dacia Buiucani. Foarte activ. Acum ocazie importantă la poarta celor de la Codru. Marius Iosipoi saltă acest balon în direcția lui Dumitru Bivol, însă prinde portarul Ovidiu Popovici. Suntem în debutul acestei partide, vedem această fază. Da, evident, un joc cu mâna. Și lovitură de la 11 metri, nu e lan foarte mare și ratează Dumitru Rogac. Dacia Buiucani scapă cu fața curată această fază. A ghicit colțul, era pe minge, însă ratarea lui Dumitru Rogac. Cred că se considera din start învingător Dumitru Rogac. De pe partea dreaptă, centrează la bara a doua, o lovitură de cap, mingea trece pe lângă poarta lui Ovidiu Popovici. Marius Iosipoi. Urmează o centrare în fața porții, se opune Popovici. Pasă pentru Bivol, nu este offside, Bivol saltă mingea, însă cred că atinge balonul Popovici. Centrează acesta, respinge Ovidiu Popovici. Să vedem continuarea, un șut puternic, respinge Ovidiu Popovici. Aici vedem execuția din afara careului a lui Gheorghe Suciu. Bună trecerea lui Calestru, centrează foarte bine, lovitură de cap, respinge Popovici. Din nou pericol la poarta celor de la Codru. Deschiderea scorului, centrează Iosipoi, lovitură de cap, de data aceasta peste poartă. Pentru urcarea lui Ioan Călin Revenco se oferă să-l ajute din nou, centrează acesta Dumitru Bivol, lovitură de cap. Iată, vedem centrarea lui Ioan Călin Revenco și singurel Dumitru Bivol trimite cu o lovitură de cap, însă în brațele portarului. Aici lăsată zona liberă, Rinat Jalbă, Drab, trage la poartă, respinge în față Dumitru Coval, îndepărtează în cele din urmă pericolul Vadim Cravcescu. Iosipoi, stop pe piept, imediat vine Ioan Călin Revenco să-l ajute. Marius Iosipoi trage la poartă, prinde golkeeperul Ovidiu Popovici. Continuă această fază a celor de la Dacia Buiucani, un șut pe deasupra porții. Suciu centrează, prinde Popovici. În afara careului, Ioan Călin Revenco, mingea deviată, va fi lovitură de la colțul terenului. Toate traseele sunt blocate și din acest motiv a și tras din afara careului Ioan Călin Revenco. Trece în prima fază Dumitru Rogac. Este fratele mai mic al lui Radu Rogac, care, iată, din prima, nu este offside, bună posibilitate pentru Dacia Buiucani, însă faza continuă, însă în prima instanță a ratat acolo Gheorghe Spânu, nu s-a încheiat faza, Calestru, un șut la poartă, ceva emoții pentru Popovici, mingea din nou la Marius Iosipoi, încearcă să treacă de un adversar, este în careu Iosipoi, bară! Ce fază reușește Marius Iosipoi, șutează puternic, însă noroc pentru portarul Ovidiu Popovici. Dacia Buiucani din nou în jumătate adversă, mingea la Iosipoi, trage la poartă, gol! 1-0, deschide scorul Marius Iosipoi. Vedem acest lucru la reluare, trece de adversar, apoi șutează Marius Iosipoi. A făcut diferența jucătorul care era de așteptat să marcheze. Crâcmar în luptă cu Murile, Vadim Crâcmar pasează acum din nou mingea în careul celor de la Codru. Aglomerație în suprafața de pedeapsă, faza nu s-a încheiat, însă se ridică fanionul. Namalovan, Gațmaniuc și Calestru au reprezentat Dacia Buiucani acolo. Iosipoi este în careu, Marius Iosipoi, Marius Iosipoi continuă această acțiune în blocaj șutul acestuia. Iată aici, Iosipoi cere Cotogoi, mingea, Marius Iosipoi pentru Cornel Cotogoi. Iosipoi, Marius Iosipoi de unul singur, trimite mingea, resping cei de la... Din nou corner, respinge Murile, recuperează Gheorghe Suciu, trage la poartă Suciu, prinde portarul
Urmează centrarea, Dumitru Coval prinde acest balon și declanșează un contraatac pentru Dacia Buiucani. Saltă acest balon Marius Iosipoi, Namalovan, atacantul celor de la Dacia Buiucani, șutează în blocaj, un nou șut în blocaj. Aici îi poate reveni mingea lui Marius Iosipoi, pasa lui Cotogoi, centrează Marius Iosipoi.